Fostul mare jucător și antrenor al stelei și naționalei României, Angel Iordănescu, a împlinit pe 4 mai vârsta de 70 de ani. Dacă ieri a petrecut în familie, generalul a fost astăzi invitatul special al comandantului stelei la sediul clubului la care a crescut de la 10 ani și la care a reușit performanțe extraordinare ca jucător și ca antrenor. Am venit la clubul Steaua chiar a doua zi după o aniversară și după o zi importantă pentru mine. O zi în care am schimbat prefixul, dar sufletul și inima a rămas îndreptate către sport, a rămas îndreptate către fotbal. Domnule Angel Iordonescu, am deosebit onoare de a vă mulțumi foarte mult pentru că cu ocazia aniversării dumneavoastră ne-ați călcat pragul. Vă mulțumesc din partea întregului colectiv al clubului pentru întreaga activitate pe care ați desfășurat-o în cadrul Clubului Sportiv al Armatei Steaua. Mulțumesc, domnule comandant, mulțumesc pentru apreciere, mulțumesc pentru cuvintele frumoase și, în același timp, dați-mi voie să vă urez să aveți performanțe în calitatea de comandant al Clubului Steaua și să duceți clubul armatei, clubul ce se Steaua să-l duceți la performanțele din trecut, pentru că nu ați face altceva decât să ne bucurați pe toți cei care iubesc sportul românesc. E bine să formăm o bază foarte solidă de copii și juniori, cu un cu formarea unei echipe care într-adevăr să joace pe această bijuterie de stadion care ne-a fost construită și să aducă din nou glorie fotbalului românesc. În 14 sezoane cu Steaua ca jucător, Angel Iordănescu a reușit să marcheze de 156 de ori nu Iordănescu n-a fost doar un antrenor mare, dar și un fotbalist foarte mare, cât ar fi valorat acum. E, cred că timpurile s-au schimbat mult de tot. Pentru mine important este că am obținut performanțe și ca sportiv și ca antrenor. Mă bucur pentru că mă aflu la dumneavoastră aici, mă bucur că de fapt de aici am pornit în sport, toată cariera mea, Toată și ca sportiv și ca antrenor și tot ce a însemnat omul Iordanescu au fost formate aici, în acest club, la acest club, ce se asteaua și acest lucru n-am să pot uita niciodată. Ca antrenor în Ghencea, el a câștigat patru titluri de campion, două cupe ale României și Supercupa Europei.